Brazilul este singurul oraș din lume situat pe două continente și printre puținele care, în decursul istoriei, și-au schimbat de mai multe ori numele. Construit pe malurile Bosforului, unde apele Mării Negre se întâlnesc cu cele ale Mării de Marmara, orașul a fost cândva capitala a trei imperii care au stăpânit lumea. În timp, mulți români au emigrat în orașul botezat cândva cea de-a doua Romă, numită apoi pe rând Constantinopol, Urbs, Polis, Stambulin, Stambul și în sfârșit Istanbul, după ce în 1923 capitala Turciei s-a mutat la Ankara. Purtând amprenta legăturii dintre est și vest, dintre trecut și prezent, dintre antic și modern, orașul îmbină armonic splendorile efemere ale Bizanțului, bazilicile romane transformate în geamii, blocurile și vilele elegante cu moscheile din epoca otomană. Aici au și românii biserica lor, cu hramul Sfânta Muceniță Parascheva, ctitorită de Constantin Brâncoveanu în anul 1692. Emigranții care se întâlnesc în port, în bazaruri, și duminica la biserică își povestesc viața, își amintesc de țara lor. Liber să aleagă între sărăcia de acasă și un trai mai bun pe pământ străin, unii dintre români au înțeles curând că libertatea comportă suferință, oboseală și risc. Doar în biserică, prin rugăciune, și-au regăsit tăria de a o lua în fiecare zi de la capăt. Doar credința i-a învățat să-și depășească propriile limite. Doar semnul crucii și Hristos au reprezentat justificarea și răscumpărarea vieților printre străini. Când am intrat în biserică, fără să vreau, m-a apucat plânsul. Dar plângeam de toată lumea să uita la mine. Atunci am simțit pentru prima dată, într-adevăr, că Dumnezeu este lângă mine. Trebuie să fim bucuroși că avem o biserică așa, unde putem să ne ducem, să ne rugăm, să aprindem o lumânare pentru morți, pentru vii. Stând între turci, între neamurile astea ale noastre de aici, duminica simți că trebuie să ieși din casă, să mergi unde este mai bine decât să vii la biserică, unde găsești românii. Biserica are un rol foarte important aici pentru comunitatea din Istanbul și în același timp ne-a ajutat și pe noi foarte mult. Deci, practic, este un liant între oameni care își desfășoară activitatea în diferite ramuri. În parohia românească, în 2004, ca urmare a acordului între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română, preoții țin slujbe, botează copii, propovăduiesc Evanghelia în liturghie, în tainele bisericii, în cele 7 laude ale ciclului liturgic, în celelalte servicii divine. Sunt oameni care dacă nu au prieteni români sau nu vin la biserică, se îndepărtează, mă gândesc eu, de etnie, ca să zic așa. Eu totdeauna am căutat, ori câți ani ar trece, oricât de departe aș fi, să nu-mi uit niciodată locul unde am plecat. Iar biserica de aici, în Istanbul, pe mine mă ajută foarte mult. Ne aduce la oaltă, de sărbători, ne amintim de că e Paștele, că e Crăciunul, facem împreună cozonaci, facem ouă roșii. Deci, suntem români în continuare. Sunt multe lucruri care le avem totuși în comun. Poate faptul că suntem într-o zonă comună, în zona balcanică. Bineînțeles că sunt multe diferențe pe care, dacă nu le acceptați ca niște diferențe, nu le acceptați ca atare, vă este foarte greu să vă acomodați. Deci dacă nu vreți să schimbați niște diferențe care se află între cele două civilizații, atunci, într-adevăr, vă este foarte greu. Deci lucrul ăsta a fost destul de ușor pentru mine, pentru că am acceptat anumite lucruri așa cum au fost. Întotdeauna m-am simțit aproape de Dumnezeu și niciodată n-am simțit aici, cum să spun, o presiune de a-mi schimba religia, de a mi se impune altă mentalitate sau altă religie. În niciun caz nu m-am simțit departe de Dumnezeu aici. Sunt peste 30.000 de români ortodoxi în Turcia. Lor li s-au alăturat alți români veniți din Basarabia și Ucraina.
E greu de trăit într-o țară străină, fără rădăcini în cer sau pe pământ. De unde să-ți tragi seva? Limba română, carta românească au devenit priorități. Preoții își doresc să înființeze o bibliotecă în spațiul de cult pentru formarea spirituală și educarea copiilor care s-au născut aici. Până atunci, aceștia îi ajută pe cei care luptă pentru supraviețuire să-și păstreze reperele morale, să nu-și uite tradiția și obiceiurile, să nu sărăcească spiritual, ignorându-și identitatea și mai ales să nu-l piardă pe Hristos. Aman doctorul arbana de dit dinaintea cată-mi optura n-ar ietișane. Dacă rămâneți alături de cuvântul meu, veți fi cu adevărat discipolii mei, zice Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.